Medic cosmetolog de profesie, motiv pentru care a decis să-și împărtășească din experiența sa altora și și-a lăsat un vlog. Acolo Veronica Sandu oferă femeilor sfaturi despre frumusețe, sănătate, îngrijirea copiilor, dar și despre sport, o prezență absolut uimitoare. Bună seara, Veronica! Mă bucur din nou că ai revenit la noi! Fată mare și frumoasă, cu câți nepoți? Doi nepoți. Așa, ia loc acolo pe canapea. Mulțumesc. Sincer, eu urmăresc, da, mai aproape. Aici? Da, așa, că nu mușc. Te urmăresc, scuză-mă că poate te tutuiesc, dar eu simt că vârsta ta, a sufletului tău, e cam la același nivel de fluturi ca al meu. Mulțumesc mult și ție-ți mulțumesc că parcă ne simțim una pe alta, că avem ceva comun cu sufletele, de aceea și fie să-mi zici tu, nicio problemă. Dacă nu e cu supărare. Nu. Nu, pentru că mie, când îmi zici mie, doamna Lilu, la mine se vede că eu de-am zis, doamna, așa, și tot așa, când îmi zice domnișoară, zic, și mai ales când îți culoi copiii de mână, așa de bine când îmi zic doamnă, domnișoară. Nici o problemă, așa că putem să ne zicem și tu. Eu, oricum voi trece din respect. Vreau să zic că sufletele sunt veșnic tinere. Asta, da. Vă urmăresc pe pagina, pe Instagram și dacă vă vine a crede, da, această femeie are cont pe Instagram, cont pe YouTube, acolo unde împărtășește trucuri de frumusețe. De cât timp sunteți pe Instagram? Pe Instagram un an. Și ceva, YouTube 2 ani, cam așa. Acolo, pe aceste profiluri, împărtășiți din experiența dumneavoastră. Eu, de la dumneavoastră, știți ce am făcut? Că am făcut ciorapii exfolianți pentru tălpi. Chiar am văzut pe contul dumneavoastră și am zis, mamă, dar chiar funcționează. Da, corect. Așa, acum avem niște imagini cu una dintre măștile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Sunteți tare haioasă. Este o mască care eram la nepoți în Canada, toată vara am stat în Canada și îmi permiteam să-mi aplic și măsculițe, mai rupeam din timp. Asta da. Ce fel de mască e? Asta este o mască cu amidon, cu făină de cartof. Mm-hmm. Da, și cu alpuș de ou. Este o mască foarte, foarte bună, lifting. Mm-hmm. Și aici era masca cenușărese, mi se pare că îndată după ce am mai făcut ceva la bucătărie pentru nepoți, zic, vai, să-mi aplic și o mască. Așa, ați sărbătorit și 3000 de abonați. Da. Așa, și aveți și bărbați printre ei sau numai doamne? Da, desigur. Da? Da, sunt și bărbați, fiindcă... Lăsați, ce ziceți? Soțul acceptă. La început nu era cam sceptic, nu înțelegea pentru ce fac asta, dar acum și el a început să mă urmărească, să mă scrie câte un comentariu, că el vede ce fac eu, de aceea și vede că sunt pasionată, vede că mă simt bine și îmi place. De fapt, eu tot timpul am fost o persoană care dăruiam și asta e ceva frumos. Muzica. Ascultați muzică dumneavoastră, dansați prin casă. Mă simteți așa de nebună ca tinerețe? Da. Păi nu știu dacă aș zice că cuvântul ăsta potrivit, dar uneori, să zicem, da, îmi place dansul, îmi place muzica și desigur când aud o muzică, jucă ușă, dansez, atunci mă eliberez de ceva, să zicem, în dans, te deschizi și îți ridici dispoziția. Atunci ziua se începe cu frumos și merge înainte. Da, iată așa, că în muzică pot să dansez, pot să... Îmi place și dansul și muzica. Și sportul? A, desigur. Nu putem fără sport, fiindcă sportul este un punct din cele 8 principii ale sănătății. Ați făcut tot timpul sport sau au fost perioade în care ați făcut, în care nu ați făcut? Am început să fac sport regulat după nașterea copilului al doilea, în 88, la 30 de ani, m-am programat. Pe timpurile acelea era fonda în care venise cu aerobică. Iată, acesta a fost costumul meu, care eu am început să fac sport prima dată. Costumul de atunci? Și doamna instructoare era preda dansurile. Și ne învăța cum să ne extindem, cum să ne simțim bine, și la fiecare antrenament, la final, un dans.
Da, și era foarte frumos. Așa. Și sănătatea se obține, adică se menține din mai multe componente. Dumneavoastră faceți și mâncare, vă mai rămâne un pic de orez, mai puneți și pe față. Ia, haideți să vedem următorul video și să ne spuneți ce fel de mască sau ce fel de procedură e aceasta cu orez. Iată, în câteva clipe va apărea pe ecrane. Vă inspiră tot ce aveți în bucătărie? Păi mă inspiră doar atunci când cunosc ce conține produsul dat. Și îndată ce gătesc ceva și zic, asta va fi bun pentru lifting, pentru hidratare, pentru doar să cunoști ce conține produsul dat. Să hidratezi, să faci un lifting, un tonus la și aici avem orez cu? Orez cu gălbenuș și așa. Ulei. Orezul e fiert? Orezul fiert, da. Orezul se fierbe bine, se adaugă un gălbenuș pentru tenul uscat, pentru tenul combinat și gras albuș și un pic de ulei, ulei de măsline și se aplică pe față. Cel mai bine când aplici masca, aici am aplicat și șervețele pentru a se menține bine masca. Orice mască e bine după ce am aplicat. Aplicăm ca un proces, zicem așa, un efect maxim, șervețele de hârtie. Dacă avem ceva plușat, putem să aplicăm și să stăm culcate, tot foarte bine acționează mai bine, efectul este mai maxim și ne relaxăm. Așa, adică folosim orezul în interior, dar să fim sătuli înainte de a trece la masă și ne relaxăm. Cineva citeam pe YouTube, dar din chipsuri spate. Zic, dacă mănânci chipsuri, poți le moi să-ți faci mascări din chipsuri. E, noi cu o fată tânără, la propriu și la figurat, urmează să vedem ce exerciții putem să facem pentru ca femeile de orice vârstă să se simtă relaxate atunci când vin acasă, obosite de la muncă, stresate, pe drum, prin microbuze, trolebuze. În primul rând, când suntem obosite și toată ziua am stat în fotoliu, la birou, este util și recomand extinderea. Extinderea spatelui, extinderea mâinilor, extinderea picioarelor și mai ales pentru doamne, extinderea în zona bazinului. Și o să vă arăt cum câteva mișcări care ar fi bine să le faceți seara după o zi de lucru, după o zi încărcată, de a ne relaxa, de a ne elibera de congestiile în zona bazinului. Așa, pentru că, de fapt, femeile, o începeți, doamna Veronica, femeile, de fapt, adună toată energia pe parcursul unei zile, pentru că noi femeile suntem foarte sensibile și toată energia negativă se adună în zona genitală feminină. Tocmai de asta, din păcate, sunt foarte multe femei bolnave de cancer, de col uterin, pentru că noi nu știm să eliberăm energiile pe care le avem. Uitați-vă ce putem să facem noi acasă. Eu nu pot să fac asta, cred că. Dumneavoastră aveți o mobilitate excelentă. Dacă faci asta toate zilele, puțin câte puțin, și cel mai ușor e să te eliberezi cu gândul că nu poți. O eliberare emoțională, o eliberare din conștientul nostru, pur și simplu lași să meargă lucrurile. Și atunci ușor merge relaxarea și extinderea. De fapt, dacă de la 30 de ani practicați sportul, atunci, într-un oarecare fel, corpul vă ascultă, este liber în mișcări. Da, desigur că să nu avem frică, că nu putem să facem. Și atunci dispare și frica, dispare, pur și simplu merge o relaxare. Pentru începători, puțin câte puțin, dar se începe de a extinde. Ia uitați-vă cât de minunată, cât de armonioasă și ușor. Uitați-vă ce poate să facă femeia asta. Eu să fac asta? Eu trebuie să veniți să mă ridicați cu macaroa din poziția asta, dacă m-aș putea ridica. Așa. În primul rând, eu nu am echipament necesar pentru sport, dar nici nu vreau să mă fac de rușine. Data viitoare. Data viitoare. Cel mai ușor să ne extindem, cel mai ușor,
Iată, ușor, ușor pentru spantă. Eu cred că toată lumea poate să facă așa ceva. Dar nu sunteți balerină cumva? A, nu, nu, nu. Sunteți nemaipomenită, iar ce tocmai ați făcut poate să ne dea un bun exemplu celor care la 20-25 de ani ne plângem că ne doare ceva. Uitați-vă ce face! Oh, doamna Sandu, sunteți extraordinară! Auziți, fetelor, noi cele de 20-30, noi putem face așa. Păi, începeți acum, începeți la 30 de ani și când o să ajungeți la 60... O să-mi faceți numai bine sfoara. Când ești stresat, când ai o problemă, începi să te extinzi și atunci problema se duce de la sine. Iese. Da. Din membre. Iese din membre, din oase, din articulații, din adică celule. Adică noi, în loc să scoatem energia asta negativă, cum facem de obicei toate femeile, certăm soții sau copiii, mai bine să o scoatem prin exerciții. Da, împreună cu soțul și soții și copiii. Toată lumea. Adică dacă simțiți așa niște nervi în casă, atentiți cu toți covorașele, toată lumea jos la podea, facem... sau mai mult de... Mă, dar chiar nu mai simt eu bine. Vreau să zic că funcționează. Ce funcționează? Funcționează. Toate ce zic, iată, copiii și familia și încep să faci extindere. Așa, și... așa să fie. Mulțumim din suflet pentru prezență. Da, cu mare drag. O femeie extraordinară care știe să împartă. Da, mulțumesc mult, căci noi trebuie să ne împărtășim cu ceea ce facem, ceea ce avem și să susținem și să motivăm și pe alții, că se poate, la orice vârstă se poate.